Romi, mă bucur că mi se zice haidem la casa Domnului. Și eu mă bucur. De data asta suntem invitați în curțile casei Domnului, dar e la fel de important pentru că o zi în curtea casei Domnului mai mult decât o mie în altă parte. Păi, de 3 luni, cred că e un timp extraordinar să putem să fim aici. Mulțumim Domnului și pentru curtea casei Domnului, mai ales că aici se fac ultimile pregătiri, scena e ridicată, mâine vor veni aici instrumentiști, cântăreți. Da, îi așteptăm și pe ei și vă așteptăm și pe voi toți ceilalți să veniți aici. Nădăjduim să fie vreme bună, un timp extraordinar, mai ales că în ultimele săptămâni Domnul a oprit ploaia exact atunci când ne închinam noi. Crezi că o să plouă mâine? De fiecare dată a plouat doar după ce am terminat închinarea. A, deci venim, ne închinăm, plecăm și după aceea să vină ploaia. Răspunde Domnul mai întâi la rugăciunea noastră și după aceea la a agricultorilor. Vă așteptăm aici în curțile casei Domnului. Mulțumim Domnului pentru ultimile pregătiri care se fac aici. Mâine avem o dublă sărbătoare, coborârea Duhului Sfânt, și suntem invitați să participăm la masa Domnului. Așa că te așteptăm cu drag. Poate găsești pe cineva pe care să-l duci cu mașina, poate suni pe cineva drag și împreună să venim să ne bucurăm aici, în curțile casei Domnului. Vă așteptăm, am vorbit și cu vecinii, avem loc suficient, haideți să ne închinăm împreună.